3, che cazzo muovo? Senza, ma è impazzito, mezzo, ma è proprio. Se traga usa, ci se non lo vesca. Asta trebuie să facem de fiecare dată când ne dăm jos din mașină pe, pe parte unde avem trafic în stânga. E foarte ușor de făcut, nu pierdem timp, poate că pierdem o secundă, două secunde, dar putem să salvăm o viață. Pentru că un biciclist care lovește tipul asta la 30 la ora poate să moare. Și la 30 la ora și în oraș. Așa? Chestia asta este foarte importantă și serve road înseamnă să respectăm. Acum, alt voluntar care a fost deja în mașină, cine trebuie să depășească un biciclist, adică pune-te acolo la distanța care tu crezi că este corectă, distanța de la lateral mașină. Cam așa. Asta este distanța care Vlad consideră. Voi trebuie să-mi ziceți, fiecare, trebuie să-mi ziceți dacă este corectă sau nu este corectă, dar evaluare, eu zic că Vlad așa nu a fost foarte, foarte rău, la, adică le-a lăsat un pic de loc la biciclistă, dar distanța corectă este asta. Adică el ar trebui să fie exact. Asta este distanța care consideră că în momentul în care este o groapă și el trebuie să la evite. Are orice gen de reacție pe bicicletă, cu această distanță nu se întâmplă nimic. În momentul în care distanța este mai mică, există posibilitate de a crosa. Asta este o altă chestie, încă o dată, șarderul înseamnă că ține cont și de problemele care au ceilalți. Cine trebuie să meargă cu mașini?